Doamna Precup, în weekendul care a trecut, ați participat la Conferința Națională a Organizației Femeilor Social-Democrate. A fost pentru prima dată, am înțeles, când s-a organizat în afara capitalei. Da, la fel ca și la TSD, deci la tinerii social-democrați și seniorii social-democrați, deci pensionarii, mie îmi place să le spun seniori, și Organizația Femeilor Social-Democrate au hotărât să-și țină conferința în afara Bucureștiului, să avem o conferință aparte, așa cum a și reușit să fie. Chiar a fost deosebită și organizarea, și stilul, și modul de desfășurare. Și dacă noi am ținut-o la Iași, tinerii la sfârșitul acestei săptămâni vor avea conferința națională cu alegerea conducerii organizațiilor la Brașov și urmează la Sibiu să fie a seniorilor. Care a fost scopul conferinței? Scopul conferinței a fost reconfirmarea președintei noastre în persoana doamnei ministru Roana Plum, care este și vicepreședintele Organizației Europene a Femeilor Social-Democrate, unde președinte este doamna Zita Gurmani, și a secretarului general, în persoana doamnei Lazar, au fost reconfirmate și s-a completat Consiliul Național al Femeilor Social-Democrate. Urmează să ne reîntâlnim într-o ședință a Consiliului pentru a alege celelalte organe de conducere. Cam câte persoane au participat? Au fost peste 1500 de persoane, femei, și am avut foarte mulți invitați bărbați. Sigur, a fost și premierul nostru între ei, a avut un discurs foarte interesant, inedit, aș spune. Dar nu numai el, și aproape toți bărbații au avut discursuri inedite și chiar femeile de la celelalte partide. Am râs, a fost o delectare totală în toate discursurile, pentru că au fost presărate cu glume de bun gust, cu ironii subtile și plăcute. Și inclusiv doamna de la PPDD a avut un discurs care a făcut sala să râde în hohote. Își făcea glume pe seama lor, au transformat PPDD-ul într-o ironie drăguță și subtilă și a fost un eveniment care a fost și presărat cu muzică clasică. Filarmonica din Iași, după fiecare moment, a ținut un și balet și au un grup de 3 tenori pe care îmi doresc să-i aduc și pentru cetățenii din municipiul Reghin, pentru că au ținut un concert de operetă și a ridicat sala în picioare. Tot ei au deschis conferința cu imnul cântat de 3 tenori puternici, a fost minunat. Sigur, s-a glumit mult la această conferință, a fost o stare de bine, dar nu trebuie să uităm, așa cum a subliniat și Victor Ponta, rolul important al femeii în politică. Da, de fapt a recunoscut meritele noastre toată lumea în discurs, toți bărbații, inclusiv președintele executiv, domnul Dragnea, și toți care au luat cuvântul, și este de știut că femeile sunt foarte harnice, au un grad de empatie cu problemele sociale mult mai evident decât a bărbaților, și atât în perioada campaniilor electorale cât și între aceste campanii, în perioada mandatelor, femeile social-democrate sunt real legate de problemele oamenilor și în general a societății. Nu numai că înțeleg problemele, dar caută soluții pe care nimeni probabil nu le gândește, uneori de compromis sau ajustări, poate uneori incredibile, pentru a rezolva problemele grave cu care se confruntă, din păcate, societatea noastră. Mă simt în mare siguranță și în guvern, când o am pe Rovana și pe Doina Pana alături de mine, și în Parlament, când 25 dintre colegele noastre, Cati Antronescu, Gabi Firea, cele colegele mai tinere sau cu mai multă experiență, vă dați seama că am fost chiar mai puțin curajos decât a fost Olguța în campania electorală și tot a câștigat, și o felicit pentru faptul că în capitala Olteniei e primar o femeie. Astea sunt lucruri care fac mai mult decât orice alt discurs. Vreau să mă gândesc cum la Reghin a câștigat Maria Precup, nu știu unde e, dacă e în sală.
Mi se pare foarte important faptul că la această conferință națională s-a pomenit orașul nostru, s-a vorbit despre Reghin. Da, a fost și pentru mine o surpriză. Acum eu știu că pentru premieră a fost o surpriză plăcută faptul că am câștigat primăria Reghinului după ce au fost alegerile. De câte ori m-a întrebat, ia spuneți-mi, cum ați câștigat de la Reghin? Pentru că nimeni nu credea că o să câștigă nici măcar cei din partid și... Să fim serioși, am fost candidat fără sondaje pentru că și PNL-ul și toată lumea credea că o să iasă primar turnul de Andraș și succesul pe care l-am avut la Reghin nu mi se datorează numai mie, dar este o revelație pentru că sunt femeie și toată lumea credea că în mijlocul țării și în mijlocul Transilvaniei bărbații sunt misogini și niciodată nu o să aleagă dintre patru bărbați, eu fiind singura femeie, să aleagă o femeie. Pentru acest lucru le mulțumesc tuturor care au avut încredere în mine în continuu. Mă simt responsabilă și datoare să nu-i dezamăgesc și sunt convinsă că nu o să-i dezamăgesc pentru că fac mai mult decât se poate datorită situației financiare precare pe care o avem și ne primim de la guvern niciun ban. În prima parte a mandatului eu zic că am făcut multe, multe lucruri și neașteptat de utile. Am încercat să fac lucruri mai mărunte, dar care să ajungă acolo unde trebuie și neavând un buget generos, a trebuit să drămuiesc banii și să mă îndrept acolo unde arde, nu unde trebuie să ne răsfățăm. Eu gândesc că este important. Eu am o relație mai deosebită cu domnul prim-ministru pentru că ne știm mai de mult, am avut o comunicare permanentă, nu-l stresez cu problemele minore și încerc să nu-l stresez pentru că are destule probleme și știu că în această perioadă nu sunt nici bani de la guvern pentru a-i redistribui la primăriile din țară, așa că am răbdare până să deschid finanțele europene și sper că atunci să aducem mai multe fonduri pentru Reghin și faptul că a amintit despre Reghin și a apreciat ceea ce a făcut organizația din Reghin și Mureșul îi sunt recunoscătoare. Nu ați fost singura persoană din Mureș prezentă la această conferință? Nu, am fost 10 femei alese de conferința județeană și am fost și onorate că am fost în rândul 2, am avut locuri, județul Mureș, asta înseamnă că suntem chiar apreciate și ca organizație și asta trebuie să recunoaștem că domnul prim-ministru a fost de când sunt eu primar de 2 ori în Reghin și asta este mare lucru.